mă numesc Emma Scântei. Am aproape 10 ani și sunt elevă în clasa 3-a la școala gimnazială numărul 7 Galați. Astăzi vreau să vă recomand o carte. Este vorba despre cartea Minunea de R.G. Palacio. În această carte este vorba despre un băiat de 10 ani pe nume August Pullman, care s-a născut cu o teribilă deformitate facială. Într-o zi, părinții cred că este pregătit și îl trimit la școală, însă acolo este foarte greu să se integreze și să își facă prieteni. Cartea este scrisă din mai multe perspective. O recomand pentru copiii de toate vârstele. Una dintre cheile de lecturile la care a pornit autoarea este: bine nu se vede decât cu inima, esențialul este invizibil pentru ochi. Cartea a fost și ecranizată, dar vă recomand să o citiți înainte cartea și apoi să vizionați filmul. Eu sunt mică și citesc.